La PC Garage te echipăm gratuit. Primești 4 cadouri la orice PC de gaming. Află mai multe pe pcgarage.ro. Înainte să aterizăm, vreau neapărat să vă anunț că am uitat ca data trecută să vă menționez că la ultimul clip voi va trebui să vă puneți numele voastre de pe Epic Games ca să pot să dau ad, nu clipul ăsta, ci acela cu cheița de la Meowth, că îl susțineți să mergeți acolo în comentarii și să vă puneți numele. Bun, a venit playerul ăsta aici și guys, vreau să vă spun că fiecare eliminare o să îmi restarteze jocul, adică o să trebuiască să arunc toate gloanțele, toate armele și toate materialele pe care le am și să iau altele. Ce neapărat să știți e că în endgame nu voi putea face așa ceva pentru că nu să mai găsesc loot, evident. Așa că, nu știu, când chiar o să fie imposibil și nu o să mai pot schimba, nu o să mai schimb armele. Dar până atunci, băieți, fiecare eliminare îmi restartează loot-ul. Și v-aș ruga, băieți, dacă vreți să ajutați canalul extrem de mult, să apăsați click pe primul link din descriere, pentru că acolo aveți o super ofertă cu ceva kit. Nu mai știu exact ce și cum, dar știu sigur că aveți acolo o super mega ofertă. Mai am aici? Da, bă. Ia, stai așa. Unde e ăla? Pleacă sau vine? Vine. Bă, dar am altul aici. Unde, mă? E jos? Uite-l, bă! Mamă, și acum trebuie să... Ok, 20 de gloanțe de aer trebuie să păstrez chat, că ați văzut că le-am luat de acolo. O să schimb cu loot-ul lui în mare parte. Hai să aruncăm și noi tot ce aveam. Mamă, vă dați seama că eu dacă nu o să am gloanțe de nimic, dacă de fapt o să am foarte bun loot, eu o să trească să las, spre exemplu, eu n-am voie să mai iau shotgun-ul ăla înapoi, dar dacă o să găsesc altul, am voie. Fai de viața mea, eu nici nu să n-avea nimic. A trebuit să mă întorc să iau pampul ăla unde era, uite-l aici. Nu știu, mie sincer, challenge-urile astea mi se pare că fac Fortnite-ul mult mai mult mai fun to play, mult mai distractiv. Challenge-urile astea mi se par foarte mișto. Stai, mai devreme challenge-urile mi se pare. Uite player, de data asta băieți, l-avem și pe Ghiocel în spate, așa-l cheamă pe cățelul ăla. Ia uite-l pe Ghiocel, bagă capul la cutie de fiecare dată. Mamă, păi nu mai am mini-uri, bro. Fac și cum fac, uite-l pe ăla acolo în depărtare. Trebuie să-l bag pe ăsta și după să iau loot-ul, că altfel n-am ce să fac chat. Sau să-l bag pe ăla de acolo și după să iau loot-ul. Sau mă rog, dacă e neapărat situație de urgență, îi bag pe amândoi cu loot-ul ăsta. Mamă, ce lui era. Mamă, ce-mi place pe chestiul ăsta, de fiecare dată când faci kill, așa îi cresc coarnele și se fac mai roșii și chestii. Trebuie să schimb loot-ul cu al lui. Trebuie să schimb loot-ul cu al lui, că altfel n-am cum chat. Mamă, n-am văzut câte gloanțe am luat de shotgun. 4. Mamă, nu mai știu gloanțele. Ok, o să dau așa jumate, jumate. Uite-l pe ăsta. Nu! Ce faci? Unde vrei să vii? Pleacă! A venit ăsta instant pe mine și oricum puteam să-l bat și cu loot-ul celălalt, dar e ok că am apucat să schimbăm puțin. Aseară ți-am luat pasma, șai, la 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 la. Și acum te văd fără ea, tai, la 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 la. Gata, aruncăm tot ce am avut. Dă-i. Mamă, ce loot avem. Vedeți, băieți, eu nu știu, mie mi se pare foarte distractiv, sincer. Și Remus, băieți, aici ne ține companii. Nu, cum ai zis, că-l cheamă? Ghiocel, nu Remus. Ghiocele! Ce zici, tată? Pleacă-mă, tati! Otilia miniuri, exact ce voiam. Cropiță de pești. Uite, Gigi, Ionel, Robert, Ionuț, Mihai. Uite-i, prietenii mei cu care eram mic și mă băleceam eu. Când eram mic nu m-am mușcat de tărtăcuță, dar n-am zis nimeni că mi-a fost rușine. La 11. Bă, pe ăsta trebuie să-l folosesc, că dacă nu, o să vină player, mă bat și o să trească să-l arunc. Întrerup foarte puțin acest videoclip doar pentru a vă aminti să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, foarte important, băieți, pentru că doar așa ne putem împlini visul. Nu uitați să puneți codul meu de suportă creator, pe care îl veți chiar acum pe ecran, dacă vreți să susțineți canalul, să apăreți pe clipuri și pe Instagram Story. Acum am eu niște probleme cu Instagram Story-ul și nu știu de ce nu mi mai apar menționările. Nu uitați să dați un follow pe Instagram la 1 robinetul 1 și John pe canalul de Scorpio, aveți absolut întotdeauna în descriere, lângă un link către PC Garage, alături de un cod de reducere care se aplică pe absolut orice comandă. Acum oferta de pe PC Garage este renoită și primiți altceva, mi se pare că ceva kit de gaming sau ceva, nu știu. Aveți primul link în descriere oricum să verificați. Și foarte important, nu uitați de concursul cu Battle Pass pe care noi îl organizăm. Tot ce trebuie să faceți e să aveți codul rețumă pe shop, să fiți abonați la canal, să aveți follow pe Instagram la 1 robinet 1. Și neapărat, băieți, am uitat să specificați asta în clipul anterior, dar trebuie să mergeți la clipul în care eu i-am luat cardul lui Meowth și am fost la The Yacht ca să deschid Vault-ul și să vă lăsați acolo numele de pe Epic Games ca să pot să vă dau ad, să vă trimit Battle Pass-ul. Puțin mai avem, băieți, până la 100.000 de subscriber, de-abia aștept, frate. Mamă, de 4 ani, frate, mă chinui, 4 ani. Și niciodată nu m-am gândit că o să ajungem la cifre atât de mari. Gândiți-vă, m-am apucat de YouTube cu gândul că o să am 500 de abonați. Deci, băieți, nu vă lăsați niciodată de ceea ce vreți să faceți, urmați-vă visele, pentru că, bă, băieți, dacă vă doriți într-adevăr ceva, vă zic eu că o să reușiți. Bă, ce mă ftic, bro, că n-am un harpun. Până acum am schimbat de 4 ori loot-ul. Ăla de la început am făcut kill, l-am schimbat, am făcut alt kill, l-am schimbat, am făcut alt kill, l-am schimbat, am făcut alt kill, l-am schimbat. Mă, Ghiocel, dar mai zici și tu ceva? Nu, zice, băieți, Ghiocel, nimic, stă acolo în cușca lui și tace.
Și ce vreau să vă spun și vreau să fiți foarte atenți că astăzi, nu știu exact pe unde o să fiu, dar o să fiu în București 100%, așa că dacă mă vedeți băieți, vreau neapărat să veniți la mine să vorbim. O să stau cam toată ziua prin București, așa că dacă Doamne ajută, ne întâlnim, stăm de vorbă, nu știu, ne distrăm împreună, o să fie foarte caterincă. Deci astăzi băieți o să fiu în București. Bă, dar se omoară, bă, ăștia mai sunt 14 și eu n-am găsit pe nimeni, bro. Mamă, cum e gliderul ăsta, e de mult, mi-a dat flash. Ai de viața mea pe bune. Era în spatele meu unul, bro, și mi-a dat hit. Ok, cred că o să trească, tu poți să schimbi lutul cu al lui. Uite, uite-te tu cât. Hai că nu mă bate ăsta în builduri, ești nebun? Măcar, bă, dacă tot o să mi se reseteze jocul. Bă, ăsta nu vrea să intre în baza mea, nu? Ia pleacă de aici. Mamă, ce-a crezut că mă împinge elicopterul. Gata, băi, eu fug. Hai să arunc repede loot-ul. Mamă, păi mă duc după loot-ul lui, bro, că nu prea mai am de unde să fac rost de loot. Dacă o să găsesc un ar, sincer, o să-l schimb, ok? Mamă, uite de la ce loot am trecut, la ce loot am trecut, nu vine să cred. Uite câte materiale și cât tot. Mamă, 19 piatră, 91 metal, 0 lemn, m-a terminat. Cât lemn are mă ăsta? Vai de viața mea, bro, păi m-a terminat mă ăsta pe loot. Uite-te tu. Uite-te tu la el. Uite-te tu la el, bă. Din câte materiale aveam, ce arme aveam, uite-te tu la ce m-a trecut asta, vai de viața mea. Dar n-aveam băi ce să fac, trebuia să-l omor, uite pe dropul. Ăla care dădea după mine nu-i mort încă, ok? Nu-i mort. Dai Robi și farmează că te-a tocat ăla de materiale, ești nebun. Păi n-am folosit atâtea materiale băieți cât am avut de la... De fapt am folosit mai multe materiale în build fight-ul cu ăla decât mi-a dat asta, ești nebun la cap. Ha. Se bate. La aia nu se aștepta. Bă! Eu nu mă așteptam la asta. Stai pio să nu iau materie. Mamă, dau drop la jumătate de cărmidă și jumătate de ăsta. Foai de viața mea ce mi-a făcut ăsta, ești nebun. Minurile mele sunt acolo, el avea atâtea. Bă, mie îmi trebuie HP. Știu ce fac. Bă, trebuia să-mi dropez și la 11 durile, nu? Sau el avea două. Nu știu, eu să le dropez pentru că nu vreau să zic că am trișat. Hai apă cu vitamine, dă-mi. Mai stau băieți în apa cu vitamine, că e bună. Doamne, la BGGL, ce uite-l după dușmani. Uite-l pe ăsta aici în față. Nu mă știe. Sau mă știe? Sunt o țintă ușoară dacă merg cu către lui. Uite-l acolo. Poate nu mă știe, stai aici. Ai, că n-a buildat 10.000 de etaje, ești nebun. Mă știe el, bă. Nu mi-a fost mie bine cu dinții în gură să mă bag sub ăsta. Ăsta a plecat. Las băieți pe el să plece, Doamne ajută. Pleacă, bă. A plecat, mă, el. Ia auzi. Mi-am răstocălit mouse-ul. Bă, mi-am schimbat DPI-ul. Gata. Ia uite, bă, că am un de aur rocket la un sări. Păi, mi-am schimbat lutul de 4 ori, bă, mărlanilor. Eu nu mai am materiale și nici gloanțe și nimic. Am gloanțe câteva. Uite-l pe ala ce zboară, mă. Drum gun, bă! Ăsta are și drum gun și rocket launcher și tot. Nu vine să cred că l-am ratat cu kitul ăla. Hai bro, ce faci? Te duci să-mi dai cu rocket launcher sau cu drum gun? Pe bune asta faci? Nu, bibiule! Mori! I-am dat 30. Uite-l pe ăsta. Du-te-mă de aici, că nu te duci, bro, tu cu la 11, tu! Tu să-mi dai rachetă și drum gun și spam, bă, asta focea! Băi, am făcut win, băieți, cu itemele resetate de 10.000 de ori, Doamne! Nu uitați băieți că dacă mai vreți clipuri de genul să apăsați butonul și de like, să vă abonați canalului, pentru că așa băieți putem să restrângem și noi 100.000. Nu uitați să puneți codurețul meu pe item shop dacă vreți să apăreți pe ecran. Eu de ce fericit e... cum îl chema, mă? Cu glum.
Culio, ghiocel. Și așa puteți apărea, băiți, în clipuri și la mine pe Instastory. Momentan e ceva bug cu Instastory-ul și nu prea vă văd. Dar, băiți, uitați să dați un follow pe Instagram la unul robinetul și John pe care o scurt. Dacă vreți să vorbim, băieți, puțin mai mult decât o facem în comentarii. Lângă un link către PC Garage alături de un codrez de reducere, băieți, care se aplică pe absolut orice comandă. Acum este ceva ofertă nouă pe PC Garage, așa că, băieți, click pe linkul din descriere. Ne auzim data viitoare. Ciao! E perfect, hai te, apasă butonul roșu direct. Jocul de top, nu dau nume. Intră acum pe canale pe bune. Live-uri și dume, glume și lasă un comentariu tot ce-i te apase pe bune. Cu stil, fără vreun hack, gata, mutat de click direct.